Закончился матч 1-4 финала Кубка Молдовы. Скрасталь с минимальным счетом уступила киргизскому МЛСА. Главный тренер команды Скрасталь Вячеслав Кузьмак. Ну, первое, что хочу сказать, что для клоунов мы сыграли нормально. И ребят нечем упрекнуть. Получилась настоящая кубковая игра. Не было много голевых моментов. Игра была две ошибки, ты использовал эту ошибку, кто-то и выиграл. К сожалению, наша ошибка использовалась как так. Для чего в Аркаде прикол? Челес. Кучено. Честно. За который мне его совершенно миц. Замет, что же есть. Плохо вас, Женя, еще остался. Лучше ас на сильной кондиции. С украинской лифкарей на сигнал Кубы Молдови. Чем? Вот шанс. Остай Куба, а еще поздно добью тут. Боец Соболев, по-моему, старых физиков, как Буня, как и Муралов, как он жест, да. Остается эта ситуация. Я вам скажу, у вас есть у меня. Уже который раз поскольку уже ничего, уже как бы что-то пропустим, прошла остальные кубы. И у меня просто поскольку три бараста, это все. Это бац. Шефа на что-то. Как у меня будет всего сочетаться? Jucați fără bani și fără niciun lucru. Așa este. Asta e imposibil. Asta nu vă face. Și mă băieți după toate sunteți niște bărbați, niște fotbaliști care vor să joace fotbal, vor să promoveze mai departe și cred că ei vor fi de mine. De ce ai spus astăzi? Din cauza lui jurii care a greșit? Nu, nici într-un caz. Cred că am spus până la meciul a fost până la o greșeală, dar în orice caz, echipa mea Osami e mai puternică de la start. Are doi jucători în față care joacă și Boghi și Ghilerme, care sunt eu sucot la moment, sunt cei mai buni atacanți din Moldova. E cel mai tare duet din Moldova de atacanți. Și băieții, cum n-ar fi, au jucat foarte bine contra lor. La toate echipele este greu contra și sunt doi atacanți. Care eu, doar mai repet, sunt cei mai buni în Moldova, în părerea mea. Și băieții au jucat bine. Da, fază fixă a fost greșeală, dar până la asta jurul când a scăpat la o fază și mai periculoasă. Aici e fotbal greșit și cineva. Am spus că nu jucat până la greșeală și nu greșit prin greșit mai bine. A fost invers, credem că tot așa și vei să rămâi. La ultima conferință de presă, domnul Levatar a spus că jucătorii de la Isca au un jucător slab și trebuie ei să plătească banii clubului pentru că joacă aici. Cum puteți comenta aceste lucruri? Eu nu comentez. Nu pot. N-am niciun drept mă rog să comentez. Așa-i părerea lui șeful nostru. Nu știu ce să comentez. Eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de cazul cu Mansoane aici. Poftim? Dumneavoastră rămâneți la extra și de Mansoane? Până băieții sunt în echipă, sunt și eu. Pleacă echipa. Băieții, de refuză și joace, refuză și eu. Da, dar voi fi fiul. Am contact până iar, cum am zis. După cum știu eu, vineri se clarifică ce mai departe cu finanța de echipă. Vineri e ultima șansă a noastră. Și dacă... Dacă nu, cred că... Niște ați jucați. Cred că da. Ultima șansă din partea cuiva. Orașul de Ludința. Deci există și posibilitatea că acest meci va fi adunat. Tot e posibil. Fără bani nu cred că joacă echipa. Și dacă nu veți primi bani de la municipiul orașului, atunci ce să faci? Cred că am acasă. Am o vacanță mai degrabă și mai am vacanță mai degrabă pentru un match. Și sunt șanse mari când ați jucat sau când ați cum crezi? Eu vă răspund la aceeași întrebare de a patra oară. Vă spun, dacă sunt bani, jucăm. Nu sunt bani, nu jucăm. Asta e. Gata. Da. Nu știu. Gata. Спасибо. Da. До свидания. Поздравляем вас с победой. Ваши комментарии. Да, bine că am învățat puțin rusă și înțeleg. Și mă felicitați cu victoria, nu? Mulțumesc mult. Eu sunt bucuros. De fiecare dată când câștigi la fotbal, sunt bucuros și eu. Normal. Însă astăzi m-a bucurat faptul că puteam pe un timp așa de frumos să jucăm pe un gazon, așa cum trebuie, de iarbă, cum se joacă fotbaliștii, cum joacă ei. Însă aici s-a luat hotărârea că e mai bine să jucăm pe sintetic. Și de asta cred că a ieșit și un joc foarte, foarte urât, așa, pe alocuri, însă important este că Isami este în semifinală și
trebuie să luptăm în continuare, să găsim soluția, să ajungem în cupele europene. De ce nu încercăm? Pentru că e pe sintetic. Pe sintetic nu se joacă fotbal, să jucăm noi care suntem mai în vârstă, pe spații mai mici, pe sintetic, pe locul de joc. Fotbaliștii joacă pe iarbă naturală și dacă ar fi fost, într-adevăr, înțeleg, februarie, martie, știu eu, dar în aprilie se joacă sintetic, atâtea gazoane de calitate care sunt în Moldova acum, cred că asta este urât și nu este bine fotbalului. Și eu vă mulțumesc.